Astăzi o să vă fac un antrenament mult mai scurt, un singur exercițiu pentru biceps și pentru triceps. Nu este neapărat un exercițiu pentru începători, l-am învățat pe parcurs mult mai târziu. Mă obișnuisem cu același antrenament la brațe și, cum am mai spus și în episoadele anterioare, dacă nu ai posibilitatea să mergi la sală, nu ai prea multe variante, nu ai prea multe aparate. Și atunci am un antrenament pe care puteți face și voi. Nu știu dacă aveți o bancă ca asta, dar puteți să folosiți și altceva. Vorba lungă, sărăcia omului, haideți să vă arăt exercițiu. Luăm alea două gantere, pe care cred că ți le-ai achiziționat până acum. Dacă nu ai făcut-o, te rog să o faci. Nu sunt chiar așa de scumpe. Poți să-ți faci și tu din orice dacă nu ai așa ceva. Antrenamentul constă în două antrenamente, unul pentru biceps și unul pentru triceps. Dar îl vom face superset, adică fără oprire, fără pauze. Când faci biceps, se odihnește tricepsul. Când faci triceps, se odihnește bicepsul. Și facem așa câte putem. Fiecare să-și facă pentru el așa un record al lui personal. Și așa o să avansăm de la zi la zi, la săptămână la săptămână și așa mai departe. Haideți să nu mai vorbim și să ne apucăm să ne antrenăm. Deci, ok, începem cu bicepsul. Nu este neapărat încălzire dacă greutățile sunt ușoare. Cum am spus, ăsta este un antrenament pe care poți să-l facă oricine acasă. Nu este neapărat nevoie să folosești mai multe gantere. Astea cred că au vreo 12-13 kg. Și ăsta practic este un antrenament de biceps. Nu le număr, după cum observați, nu le numărăm. În momentul în care ai obosit și simți tu că trebuie să te oprești, te oprești, le pui jos, undeva unde să poți să le iei. Mare grijă cu ăsta aici. Așa. Le iei de aici, de jos. Cred că nu se vede așa, nu contează. Și ce trebuie să faci? Trebuie să ții mâinile drepte și să îndoi coatele. Deci, antrenamentul, tu trebuie să ții mâna dreaptă și de aici din cot să fii cu gantera pe lângă cap. Dacă n-ai făcut niciodată antrenamentul ăsta, te sfătuiesc să iei pe cineva să te ajute, să te asiste, să nu cazi, să nu scadă în cap, să nu știu. Dar, efectiv, cotul nu trebuie să-l miști din poziția asta, să rămână stabil aici. Da? Vii cu mâinile drepte și vii cu gantelele pe lângă cap. Trebuie să le controlezi, de-aia spun, nu trebuie greutate mare, mai bine faci o greutate mică,
pe care poți să o controlezi. Și asta este antrenament de triceps. Este unul dintre cele mai bune. Și îl faci pe ăsta la fel, până nu mai poți. Când nu mai poți, ghiși ce? Faci biceps. Și când nu mai poți să faci biceps, ce crezi că urmează? Încă un antrenament de triceps. Și tot așa. Deci toată treaba este să le controlezi, să încerci să nu miști cotul din poziție. Așa. Asta se poate face și cu bara Z, numai că eu nu am spațiu destul în casă. Ok. Și acum... fără să ne luăm pauză, dar nici nu le număr, ca să pot să vorbesc în timp ce mă antrenez. Așa. Deja avem o serie la biceps și o serie la triceps. Și dacă nu vă place de mine când vorbesc, puteți să puneți pe mute, să vă puneți o melodie și să vă antrenați odată cu mine, dar fără să mă auziți. Și pe mine, că toată mă deranjează să vreau să urmăresc un antrenament și omul vorbește într-una. Și zic, mai taci, mă, și arată-ne ceva. Deja a început să se simtă. Deci nu contează greutatea, depinde de la om la om. Nu contează repetările și nici seriile. Asta trebuie să vi le depășiți voi singuri. Și evoluția depinde de cât de mult antrenament a curs tu. Eu, de exemplu, astăzi trebuia să fac picioare. Este vineri, am zis că fac acasă, n-am loc. Nu prea am unde să mă antrenez, la muncă n-am avut timp. Și așa că o să fac mâine picioare, fac astăzi brațe. Numai ca să fac. Așa. Așa, mă uit în poziție. Mi-am luat ganterele. Hai, cu al doilea set de triceps. Asta dacă nu poți să o faci din prima, încearcă cu o bară. Poți să vii cu o bară aici. Da? Dacă ai bară. Și vii ceva de genul ăsta. Cotul rămâne în aceeași poziție. Dar cu ganterele poți să vii mai ușor pe lângă cap. Nu-ți forțezi coatele cu bara, că bara e fixă. Ai mult mai multă mobilitate să duc brațele unde vor ele. Da? Și ne antrenăm. Dar e un antrenament destul de greu. Chiar și pentru mine. Simt ca un începător. Aveți grijă să nu vă loviți cu ele în cap, cum am făcut eu mai devreme. Nu s-a auzit sunetul pentru că capul meu acționa ca un amortizor. Așa. Când nu mai poți, mai bagi 2-3. Așa afli numărătoarea. Pentru că nu ne-am numărat până acum. Așa. Ce ați văzut de dimineață, cântarul nu minte, nu am slăbit, o să ziceți. Și atunci, dacă nu slăbim, de ce noi ne antrenăm? Cum v-am spus, la început se poate să crească masa musculară și să pui în plus
pe sub stratul adipos de grăsime să pui și o masă musculară. Și asta cred că s-a întâmplat la mine. Am mâncat destule proteine și m-am antrenat constant și cred că s-a mărit masa musculară, ceea ce nu e rău. Problema e că nu am ținut dieta cum trebuie, n-am băut destul apă și am trișat, am mâncat puțin dulce săptămâna asta, pun zahăr în cafea, încă n-am renunțat la zahărul din cafea și cred că asta este problema. Săptămâna viitoare trebuie să scot zahărul din cafea și să mai adaug în dieta mea legume mai multe. Poate să facă și fetele antrenamentul ăsta? Da. Nu e doar pentru bărbați. Probabil că la femei e mult mai greu să facă brațe sau piept, dar ajută și asta la slăbit, credeți-mă. Ok. Cred că e a treia serie pe care o fac la triceps. Una. Două. Cred că le fac corect. Vă spun sincer, dacă n-aș fi filmat astăzi, dacă nu aveam promisiunea făcută, cred că renunțam. Sunt destul de obosit și demoralizat de faptul că în loc să scad kilograme pe cât am crescut. Dar asta face parte din proces. Nu trebuie să ne lăsăm, nu ne dăm bătuți. Ok. Biceps iar. Și eu nu le-am numărat, dar voi dacă vreți le numărați. E treia sau a patra repetare, nu? Serie. La fel, mâinile nu. Vedeți cum e trainingul ăsta cu dunga asta albă. Special l-am ales ca să se vadă mâna, cum se mișcă. Deja au început să mă doară brațele. Și cu o chestie, odată ce încep să te antrenezi, îți trece îți vine chef, am vrut să zic. Că n-aveam niciun chef. Toată ziua am tras de mine ca un câine să fac un antrenament și la muncă. Și când am ajuns acasă, m-am pus puțin și am dormit după ce am venit de la muncă. Mai rău, după ce m-am trezit, n-am mai avut niciun chef. Îți vine tot timpul în cap să mănânci, să... Nu, trebuie să lupți cu chestia asta. E mai greu până te pui. Până am luat camera, până am pus trepiedul, până am pus lumină, că n-am lumină bună în camera asta, până am pregătit tot setup-ul ăsta, deja mi s-a luat, dar, cum am zis, dacă urmăm un program, că ne convine, că nu ne convine, îl facem. Ați observat cum încerc să vă păcălesc? Stau de vorbă în loc să mă antrenez. Sper să focalizeze bine camera aia, să bată bine. Și asta este cu investiție minimă. Două gantere poți să le găsești pe stradă. Sau poți să le confecționezi din două cutii
cum am pus în episodul 2, intrați la episodul 2 sau la 3 și o să vedeți acolo, sau chiar în primul episod, nu? Nu, cred că în episodul 2. Am confecționat două gantere din cutii de lapte, lapte praf. Și dacă vreți, o să vă las, o să vă las link în descriere aici, undeva pe aici, pe un colț. Când le-am confecționat, să vedeți cum le-am confecționat. Am început să mă rupă chestia asta. Asta este foarte bună. Antrenamentul ăsta e foarte bun înainte de culcare. Ok. Ce urmează acum? Cine știe, câștigă un like. Crească masa musculară și o să începem să ardem mai multe calorii și o să ne fie din ce în ce mai foame și o să mâncăm mai puțin. Și atunci ce credeți? Scade burta și crește masa musculară, îți îndrepți postura, nu mai stai așa cocoșat. De la sport o să te îndrepți, o să ți se ridice umerii și pentru femei la fel de bun. E și cald. Era mai simplu când număram. Nu știu câte seturi am făcut, câte serii am făcut. Hai să mai băgăm, simt că mai merge. Simt că mai merge. De obicei, în trecut măsuram brațele și înainte și după antrenament și când începeam să mă antrenez și după o săptămână și după o lună, ca să vă arăt progresul, dar ca să nu mai fiu acuzat că vreau să mă dau mare și să mă laud și că e vorba de mândrie, nu am mai făcut chestia asta, doar m-am cântărit. Asta ca să demonstrez că prin antrenamentele pe care le fac o să slăbim, o să pierdem din greutate și o să ne simțim mai bine, o să fim mai sănătoși. Despre asta era vorba. Ok. S-au umflat mâinile, parcă zici că le-am umflat cu pompa. Cum am spus, fără pauză. Fără pauze. Apropo, când beți apă, nu bezi multă odată. Bezi multă apă, dar nu multă odată. Când o să editez, o să număr și eu câte serii am făcut. Înțelegeți voi care e toată treaba cu antrenamentul? Creștem
masa musculară, cresc arderile, reducem mâncarea, reducem caloriile și atunci e imposibil să nu slăbim. Da, în cazul meu am început să cresc masa musculară înainte să pierd din grăsime și am mai pus un kilogram la pe cântar, dar o să crească masa musculară până se va adapta cu antrenamentul meu și pe aia se va opri și apoi o să lovesc tare dieta. Vreau ca de săptămâna viitoare să încerc o dietă pe care am mai făcut-o, pui cu broccoli timp de 5 zile și acolo o să-mi șocheze un pic corpul și acolo o să dea drumul la slăbit, să înceapă să topească din grăsime. Și asta trebuie să înlocuim masă musculară cu grăsime. Să scăpăm de grăsime, creștem masă musculară. Masa musculară ne ajută și pentru mobilitate, ne mișcăm mai repede, ne mișcăm mai și la muncă, și acasă, și în timpul liber. Te vei mișca mult mai, vei fi mult mai activ, în primul rând, mult mai sănătos, pui sângele în mișcare, organele, tot, creierul, inima, toate o să se îmbunătățească. Dar asta de, după cum vedeți cât mult mă chinui eu, să nu credeți că este imposibil, de moment ce vă vedeți pe mine că le fac. Și chiar dacă pentru voi este mai greu că faceți prima dată, nu vă lăsați, nu știu. Poate n-am pus să faci 4 zile pe săptămână, 3 zile, o dată pe săptămână, nu renunța. Toată treaba e să nu renunți. Și o să mai vorbim pe parcurs și cu mâncarea. Cu ce mâncăm, cu ce... Dacă îi ține post negru, 2 zile pe săptămână, și când ai mâncat, n-ai mâncat după ora 5, deci să ții regula asta, nu mai mănânc dulciuri, nu mai beau sucuri, nu mai beau nimic acidulat, hai să zicem doar o dată pe săptămână, voi face chestia asta, dar renunț la dulce, să zicem doar zahărul din cafea, pentru început, și restul renunțăm la tot ce aveam dulce în timpul zilei, apă multă și mesele să fie cât mai balansate, adică nu mănânci doar carne sau numai salată, nu, mănânci o masă cu salată, cu pâine, orez sau paste sau cartofi, ce mănânci tu, cu puțină carne. Carnea poate să fie, poate să nu fie, poți să mănânci ouă în loc de carne, poți să alegi alt fel de proteină. Da, nu mănânci 7 feluri de mâncare la o masă. Reduc cantitatea, mai bine împarți mesele și zici mănânc 3 mese, mănânc la o masă ciorbă cu pâine și mănânc la masa de seară salata cu ce pui tu acolo, ton în ea sau cu ou, așa, și mănânci dimineața. Poți să pui niște bacon, poți să pui ceva carne, ou. Eu am dimineața în care mănânc, dacă mănânc bine, la 12 încerc să mănânc mai puțin sau să sar peste masa la 12. Dacă mănânc, de exemplu, omletă cu cărnații de dimineață, dar dacă nu, dacă am mâncat bine seara sau am mâncat mai mult, aseară am fost undeva la un grătar și am mâncat prea mult, a doua zi de dimineață cel mult un shake de proteine. Și mai mănânc la 12 mai mult și după aia încerc seara să mănânc și salată. Dacă pui mai multă salată în mâncare, indiferent varză, rasă, ce putea să ai tu acolo, hai să mai băgăm una. Sunt și foarte obosit, dar nu ne lăsăm. Abia aștept să vină căldura, să fac afară, în curte, să lungească ziua, să fie noapte la, să întunece mai târziu, să pot să fac afară, pentru că mi-e foarte cald acum, în casă. Mulți dintre voi poate n-aveți grădină, poate. Atunci...
ok, antrenamentul se oprește aici, puteam să mai fac. Acum am zis, sunt foarte obosit și acum momentan sunt la stadiul în care încerc să mențin rutina și să nu mă opresc. Încerc să fac nu așa cum ar fi trebuit, rutina perfectă, la ore exacte, să mănânc la ore exacte, să mănânc, că dacă era vă arătam, dacă mâncam mai bine cu salată, cum vă povesteam mai devreme, dar măcar ce am zis, măcar să țin antrenamentul, să vă mai zic ce am mai făcut, să vă mai dau puține motivații, să vă mai arăt ce antrenamente fac. O să intre și alea cu dieta, o să progresăm. Mă simt un pic așa obosit astăzi. Acesta a fost vlogul. Distribuiți-l și voi mai departe dacă aveți frați pocăiți care nu fac antrenamente pentru că ei consideră că sunt lucruri interzise. Nu văd de ce. Încă nu mi-a scris nimeni în comentarii ca să-mi spună de ce. Și ca să nu ne mai căutăm scuze că noi nu putem să mergem la sală, că m-am îngrășat din cauza că nu știu ce boală am sau n-am muncesc prea mult și nu pot să mă antrenez. Nu e imposibil să nu poți. Și dacă lucrezi ture de 12 ore, tot ai o zi, da, una, nu? Sau ai 4 zile cu 3 și așa mai departe. N-ai cum să lucrezi mai mult, cel puțin în Anglia n-ai voie să lucrezi prea multe ore. Și dacă nu ai energie, fără dimineața sau fără după muncă, fără între pauze la muncă, câțiva flotări, nu e chiar atât de greu. Vine weekend, mergi la alergat, mergi la fotbal, mergi la ceva. Trebuie să facem minim 3 zile pe săptămână de sport. Cum eu nu am și nu-mi place fotbalul, să mă duc să mă joc fotbal, mi-ar place tenisul. Să vedem, poate găsim pe aici pe un link vreun teren din ăsta de tenis. Mi-ar place să merg. O zi pe săptămână să faci sport. Fie bicicletă, ești sâmbătă în oraș. Când o să iasă căldura, o să mergem cu toții, cu toată familia în centru și înapoi. Facem 2 ore de bicicletă. Contează. Dacă nu ai, asta vă spun, e iarnă, n-ai unde să faci. Flotări, genoflexiuni, brațe, orice nu mai să facem. Trebuie să facem ceva. Și când prindem, o să prindem zile mai frumoase și afară și vă arăt și afară ce putem să facem mai... Ceva să fie mult mai interactiv, să zicem așa. Ok, eu vă las cu pacea Domnului. Mă pun acum să citesc din Biblie. Asta încă o dată, ca să vedeți că nu afectează, n-are nicio treabă una cu alta. Nu cred că stă nimeni mai mult de o oră pe zi să citească din Biblie. Sau să se roage mai mult de o oră pe zi, nu prea cred. Dar încerc să-i dau cinste și lui Dumnezeu. Încerc să fac și munca, cum a spus Domnul Iisus, stații cezarul ce al cezarului și Dumnezeu ce al Dumnezeu. Deci merg și la muncă, îmi plătesc și taxele, mănânc, nu? Mai ieșim la o părtășie, ne mai simțim și bine, ne mai și distrăm, mai ascultăm o muzică. Dar în același timp trebuie să avem grijă și de organismul nostru, să-l menținem așa cum ni l-a dat Dumnezeu și anume sănătos. Ce ține, domnule? Dacă e vreo boală și așa mai departe, mergeți la medic, există medici specialiști, nutriționiști și așa mai departe, care poate să vă dea mai multe sfaturi și informații. Eu sunt pentru începători, sunt și eu la început cu voi, după foarte mult timp în care n-am mai făcut sport, cred că se vede chestia asta și odată cu voi, dacă sunteți aici, cei care mă urmăriți, dacă vreți să faceți odată cu mine astea, antrenamentele astea, o să vină momentul în care să mă opresc, și o să rămână acest playlist în care o să vedeți antrenamentele. Dar totodată e și evoluția. Dacă vreți să o luați și voi de la primul episod până nu știu ce episod este acum, cu atât mai bine că vă va motiva și pe voi, cum mă motivează pe mine faptul că știu că trebuie să filmez și n-am un control. Astăzi chiar vreau să dau skip, dar nu dau. Am promis la luni că fac 4 zile antrenament, fac 4 zile. Mai trebuie să fac mâine ca să mă țin de promisiune. Nu prea e bine să faci promisiuni, să nu te ții de ele, așa că ne vedem mâine cu antrenamentul de mâine. Vă las cu Domnul Iisus, pace!